Îți este dor și ție de un pateu bun, gustos, aromat și nu prea mai găsești în comerț așa ceva? Urmărește această rețetă până la final și vei învăța să faci cea mai ușoară rețetă de pateu. Îmi aduc aminte cu drag nelipsitul pateu din orice drumeție. Poate că oboseala și foamea făcea ca totul să aibă un gust mai bun. Dar tind să cred că mâncarea din comerț avea alt gust cu câțiva ani în urmă, unul mai bun. Această rețetă am primit-o de la cineva foarte priceput și am să o împărtășesc cu tine. Așadar, avem nevoie de ficat de pui proaspăt. Eu am folosit de la firma La Provincia. A fost un ficat de calitate cu o culoare plăcută. Mai avem nevoie de o ceapă mare, sare, piper și apă. Iar separat vom fierbe ouă întregi. Ficatul și celelalte ingrediente se pun la fiert pentru 15-20 de minute și se scurge apa de pe ficat imediat după fierbere. Lăsăm totul la răcorit, iar între timp decojim ouăle fierte și separăm gălbenușul. Când ficatul nu mai este fierbinte, se pune în blender, la fel și gălbenușurile. Și se formează o pastă foarte fină. Dacă nu aveți un blender, cu cuvă, se poate folosi unul vertical sau chiar o mașină de tocat cu ciur mic. Dacă pasta de ficat este încă călduță, se va pune la răcit. Iar până se răcește, mixăm într-un bol untul, până își schimbă ușor culoarea și adăugăm câte o lingură din pasta de ficat și ceapă. Dacă este nevoie, acum e momentul să mai adăugăm sare și piper. Și gata, avem cel mai cremos și gustos pateu. Poftă bună! Vrei și tu?